Așa arăta în urmă cu 4 ani castelul Telechi din Posmuș, o clădire nobiliară construită în stil baroc la sfârșitul veacului al XVIII-lea, cu care timpul și vremurile au fost nemiloase. Când ultimul conte Telechi a murit, a început și degradarea treptată a conacului. După 1945 a fost naționalizat și transformat în sediul întreprinderii agricole de stat. Noi vinem aici la lucru, ieșeam dimineața, vine domnul inginer la program, noi tăche stăm în fața castelului. Era fermă, da, era iaseu, era cantină, erau paturi. După 1989, clădirea a fost abandonată și a ajuns o ruină. În 2018 însă a trecut în patrimoniul Consiliului Județean și apoi a intrat într-un amplu proces de reabilitare și restaurare. După aproape 4 ani, e gata să-și primească oaspeții. El e foarte frumos, e foarte plăcut și foarte frumos să vezi pereții ăștia plini de adevărate opere. Nu ne vine să credem, acum 7 ani de zile vedeai orice aici. De la animale până la deșeuri, orice, orice, ruin, totul era o ruină. Străbunicul meu, când eram copil, a început să lucreze la casă. Și ultimul a ajuns să fie la trăsură, spune despre familia grofului, care era o familie foarte ok. Încăperile castelului din Posmuș găzduiesc acum expoziții de artă și evenimente culturale. Întreg domeniul, care cuprinde pe lângă corpurile de clădire și un vast teren de 15 hectare cu 2 lacuri, va fi administrat de Complexul Muzeal Județean. Vom face un centru cultural. Acum cât de multifuncțional va fi, o să vedem, pentru că este o provocare enormă, dar sperăm ca să fie un pol de creștere a turismului local. Om și comunitate omenească nu există fără memorie, nu există fără trecut, nu există fără cultură. 25 de milioane de lei e valoarea totală a proiectului, bani de la guvern, de la Consiliul Județean și fonduri europene nerambursabile.